Domnul, cât mai avem aici, domnul? Cu 170 de stași, domnul. Ok. Lasă că l-ajut eu. Domnul, că nu vă intră... Băi, nu mai trageți, bă! Aolea, domnul! Aer. V-ați trezit acum să distrugeți camerele când a venit poliția. Poliția la mână! Da, să nu ne vadă, ci că liniște. Suntem înăuntru. Lasă-i să ne vadă. Aolea, domnul. Bahoi, te lasă rece. Domnul, ce se întâmplă? Stai, bă, genunchi odată, vrei să mori? Domnul de la Sias. Domnul, poate să vă ajut? Băi, fă mă liniște, bă. Câta vorbește aici? Bă, tu de unde ai venit, mă, ăsta, mă rog? Nu știu, domnul. Stai în genunchi că te împușc. Îl împușcăm, să mă rog de rău. Domnul polițist! Da, da. Ia ziceți, ne înțelegem și noi cumva sau ne înțelegem? L-ați adus pe Turbo? Încă îl căutăm, domnul. Tu-i paștele lui de Turbo. Peții, pot să vă ajut. Nu este... în oral, domnul. Să-l aduceți și din gaură de șarpe! Deci fiți atenți aici. Cât este ceasul? Este ora 18:26. Dacă la și 40 nu l-ați adus, ce la și 40? Dacă la și 30 nu intră Turbo, va trebui să anihilăm un ostatic. Nu, domnul, încă nu. Cu părul verde, eu îl votez pe ăsta cu părul verde. Tata, nu da, măi, Cosmin, ce s-a întâmplat? Domnul, nu pot să vă ajut cu nicio. Taci, mă, din gură. Eu tot au niște sunete pe aici, pentru că și nu știu de unde, cad. Se, nu știu, au niște sunete ciudate. Cam ceva respect pericol Daniel Popescu, mulțumesc foarte frumos pentru luț, Daniel Popescu. Părăsești zona! Părăsești zona! Am pus la instalat Destiny 2, eee, și tu cineva... 1, 2, 3! Mamă, Odel! Bună ziua, colegul, ce se întâmplă aici? Ia gen, cum stă treaba? Poți să o salut pe Samira pentru mine, dar cum să nu o salut bă, pe Samira? Bă, să zici pe aici spate că te bat. Vrea pe un coleg de a... Uite-l pe ăla cum se teleportează, ia uite, ia uite, ia uite. Care a făcut ceva... O, domnul Șișe, sau domnul Șișe, bine pe microfon. Domnul Alex, Colon, capo 5M, Alex. Toată lumea ne domnim aici, mai rău ca domnul Șișe. Să trăiți, domnul Șișe, fuse și seduse. Pentru lui trebuie nu strâi nimic pentru lui, ce gratuit. Da, măi, Cosmin, mă, de ce mă tot strigi? Poți să-mi dai moderator, nu te oblig, Cosmin, poți să-ți cumperi singur moderator. Dacă vrei. Ce scrie acolo? Nu știu, n-am apucat. Fantome, auzi în căști, posibil. Da, Andrei, potolește-te. Domnul, s-a... Ce zis? Gata, să mă rog, Gigi Becali. Acum aud, domnule. Bine. Ok. Bine. Dacă l-aduc pe Turbo. L-ați adus? Nu, dacă l-aduc pe Turbo. O să ne dați toți o statice în viață? Domne, dacă l-aduceți pe Turbo, o să am o discuție cu el. Vreau să-l întreb între pat... De fapt, aici cu toată lumea de față, de ce omoară civil? De ce omoară oameni? Ce înseamnă asta ca și polițist? Ca și rușine. Ca și om al legii, ce înseamnă asta să omor oameni civili pe stradă? Bravo, domnule. Domnul, suntem pregătiți să ieșim din bancă, domnule. Se pare că nu ne putem înțelege cu acel Turbo. Vrem să ieșim de aici, domne, și să eliberăm ostaticii. Două minute mai așteptat. Păi dar nu putem, că după aia nu avem cui să vindem banii, domnul, bijuteriile ce am spart din bancă. Da, hai repede, băți. Trebuie să ajungem să vindem astea. Până și 40. Nu, până și jumate am spus, dar și 30. Adică mai e un 29 deocamdată. Mai e un minut, mă rog, pe cale. Păi da, dar nu puteți să-l aduceți un minut, asta e clar. Mai așteptați un pic. Frații provocare, salut! Game live video. Pericol, de vezi că eu sunt ăla cu BMW-ul, să știi. Aici să vă spun că îl caută și că ar trebui să-l aducă. Domne, pierdem banii, domne. Da, domnule, că trebuie să plecăm, domne. Aveți puțitică răbdare. Păi rău, aici, unde ești trei, ești gata. Domnul, pierdem banii, domnul, trebuie să ieșim, domne, pierdem banii. Uite, bă, sunete în căști, mă, voi n-auziți, mă, că se sparge ceva. Ce te-ai ridicat? Domnilor polițiști.
Ce mă, da, domnul. Fiți atenți cum facem. Cum facem? Spune, domne. Ajută! Vrem să ieșim de aici. Păi, nu prea se poate. Nu se poate. De ce să nu se poată? Păi sunteți înarmați și noi suntem înarmați și văd că aveți ostatici. Păi tocmai de asta, domnule, ieșim odată cu ostatici afară, ostaticii se pun în genunchi în fața băncii, iar noi plecăm. Dacă cineva trage noi, noi tragem în ostatici. Aveți sniper? Că am uitat să vă întreb. Domne, am avut, dar nu mai avem. Nu, pentru că am căutat noi. Când doriți să ieșiți? Acum dorim să ieșim. Acum, hai, vă așteptăm. Băi, că altfel zbor creierii. Băi, vă dăm un mic, un cârnat. Domne, un mic. Mașina noastră unde este? Nu mai avem mașina aici în față? Nu știu ce au făcut colegii mei. Cred că au făcut o mașină la filmori. Hai că eu mor dacă... Deci ascultați-mă cu atenție și spuneți-le și colegilor dumneavoastră. Nu trebuie să tragă nimeni. Dacă cineva trage noi, vom trage noi statici. Câți sunteți? Mulți. Ca să știu. Păi... Mulți! Stați așa, stați așa, domne, că 1, 2, 3, 4, 5. 5 suntem noi și avem 4 ostatici, ăștia suntem toți, nu? Păi fiți atenți, vreau să se pună ostatici în genunchi și voi ieșiți... Bă, nebunule, ce zici, mă, tu? Bă, nebună din concesi, bă, ne-am înțeles prost cu prost sau ce facem aici? N-au zis că ieșim odată cu ostatici? Dacă trage cineva noi, împușcăm ostatici. Ok. Ostaticii sunt cu mâinile sus. Hai, puteți să ieșiți. Stați, mama, stați aici, ostatici. N-avem mașină. Păi uite suburbanul ăla. Luăm suburbanul. Păi în suburbanul ăla am văzut că a intrat cineva în el, a intrat un polițist în ăla, l-am văzut eu. E cineva acolo în spate? Da, am văzut că a intrat un polițist în spate. A intrat acolo în el. Nu e nimeni, domnule, că e cineva acolo. Nu e, vreți să venim, să veniți să verificați? Nu e nimeni. Nu te, domnule, deschideți poarta din spate. Moare. Nu pot să deschid, domnule, trebuie să fie cineva la volan, că merge pe combinați. Păi chemați un coleg, se pune în față și tu deschizi. Păi da, exact. Sigur aici, că măi, deschide ușa acolo, mă. Dacă nu deschizi ușa, nu ieșim. Fii atent. O să tragem acolo în mașină, dacă nu e nimeni, nu moare nimeni, ok? Bine, domne. Ia deschide, mă, ușa și trage ușor acolo în geam. Trage, mă, dacă e cine. În geamă unde tragi? În geam trage, domne, blindată, nu domne, vedeți. E blindată. Vezi, mașina. Domne, nu e nimeni. Mă. Nu e blindată. E blindată mașina, domne. Nu e blindată. Băi, nu că ieși, că îl împuși pe ostatic. Ostatic, te împuși, ține mâinile sus. Hai să ieșim, băieți, hai să ieșim ușor. Hai. 1, 2, 3. Nu trage nimeni, că împușcăm ostaticii, da? Ostatici, aici lângă mașină, vă puneți în genunchi. Toți ostatici în genunchi. Băi, cineva. I-am văzut. Sunt doi în spate. Mâinile sus, acum, avem armele la capul vostru. Opriți mașina. Opriți mașina. Vedeți că vă dau un rezultat. Opriți mașina. Bă, Perico, nu-l păcălești. Perico e prea șmecher pentru generația asta. Ia ziceți, mă, v-a plăcut asta? V-a plăcut? Dă-o cu Pericol, ești nebun la cap. Dă-o cu Pericol! Nu știu dacă și ai mei au fost pregătiți, dar eu când am văzut că sunt deasupra apei, mama, a curs ca o... A fost ca un mir, așa a venit, vum! Trebuie să ne ascundem acum. Am reușit să scăpăm. Mi-a luat un pic din armură, gen. Dar am reușit să scăpăm, frate. Hai să ne întâlnim să vorbim, spune. Popeliu, salut, Popeliu. Băi, trebuie să ajung aici. Băi, să vină cineva să mă ia și pe mine de aici, cu o barcă, cu un elicopter, cu o măzină, cu un făcăleț. Ai. Bă, dar mai ajung, mă, odată cât am înotat, frate. Uite, mă, că aici trebuia să ajung, aici.
E cineva după mine. Dar nu știu dacă e polițist sau nu. Ăla e polițist? Ăla e polițist în spatele meu, băieții? Un polițist în spatele meu? E un polițist sau mai mulți în spatele meu, băieți? E cineva în spatele meu. Bă, dar de cât timp înot și nu mai ajung, bă, băiatule, bă! E un polițist în spatele meu, băieți. E un polițist în spatele meu. Ăla sigur îmi vrea răul. Trebuie să-l împușc. Mamă, s-a băgat în apă, ești nebun, nu-l mai văd. S-a băgat în apă, bulangiu, vedeți? Mor până ies. Hai mă, ieși pe față că poate mor aici. Nebunule, te apucă scufundările. Mamă, asta vine. Bă, nu vine mă nimeni să mă ia și pe mine de aici, mă, băieți. Spuneți că veniți să mă luați. Andrei Desculțu, salut. Nox, bună seara. Salutare. Mamă, sunt două dese de poliție și nebun la cap. Caută pe acolo, ești nebun la cap, mă caută, băiți. Mă caută poliția, băiți, am belit-o cu alte cuvinte. Cum s-ar spune, am belit-o. Cum s-ar spune, am cam belit-o, băiți. Ce-am găsit? Bă, ce-i asta? Ce-i cu lumina asta deasupra? Auziți elicopterul? Că mai scap de ăștia, băieți. Sunt pe mine, băieți, sunt pe mine. Băi, atrag, mă, de se văd luminile alea, așa, sau de ce se văd? Bă, cât am înotat pe sub apă, bă, băieți. Toată, bă, mor aici, bă, bă! Mamă, mă caută cu... Uitați câte